Ovarul policistic este un sindrom poate cel mai frecvent din punct de vedere endocrinologic întâlnit la populația tânără, atât la adolescente cât și la femeile care își doresc o sarcină. Din punct de vedere al cauzei, nu se poate preciza o cauză anume. Există o predispoziție genetică la o tulburare metabolică și hormonală, care ulterior devine ca un cerc vicios care trebuie întrerupt. În principiu, pacientele vin la medic pentru neregularități menstruale. Uneori, menstruațiile sunt atât de spațiate încât vin la interval de 5-6 luni sau chiar mai puțin. Se prezintă pentru creștere în greutate, uneori inexplicabilă, să-i spunem, obezitate mai mult de tip abdominal. Vin pentru hirsutism, ceea ce înseamnă un păr mai abundant în zone care nu ar trebui să fie atât de intens populate de păr. O alopecie care se poate perpetua, în sensul că părul părăsește zona scalpului și începe să populeze alte zone. Și de asemenea mai vin pentru sterilitate. Pacientele care își doresc o sarcină și care nu reușesc să o obțină. Cel mai normal ar fi ca de la prima prezentare la medic să se facă o anamneză destul de amănunțită. Investigații endocrinologice sunt foarte utile, mai ales că pot exista și afecțiuni tiroidiene asociate și tulburări ale metabolismului insulinei. De asemenea, analiza hormonilor sexuale. După ce se depistează unde este problema, se poate începe un tratament medicamentos, tratament hormonal, uneori este nevoie de cooperarea cu endocrinologul, pe de o parte, dar pe de altă parte există situații în care este utilă și o laparoscopie, atât pentru diagnostic cât și pentru tratament. Am avut cazuri de paciente tinere care s-au prezentat pentru sindromul de ovar polichistic și s-au normalizat după un tratament de minim 5 luni, 6 luni, și paciente care își doreau o sarcină și de asemenea au obținut-o și atât după tratament conservator cât și după tratament chirurgical. Problema este că pe parcurs acest sindrom poate să netratat, poate să se manifeste din nou. Deci trebuie urmărită pacienta în continuare atât după ce obține o sarcină cât și după ce se normalizează cu tratament hormonal. Pacientele în general sunt mulțumite că își redobândesc aspectul plăcut, devin fertile și de asemenea își pot continua o viață sexuală normală. În ceea ce privește tratamentul, este indicat să li se spună să încerce pe cont propriu o scădere în greutate. Este foarte important atât pentru metabolismul glucidic, cât și pentru metabolismul hormonilor sexuali. De asemenea, tratamentul endocrinologic, uneori cu antidiabetice orale, este util. Tratamentul hormonal, de asemenea, cu contraceptive care nu trebuie să conțină hormoni androgeni, este de asemenea foarte important, MLV35 fiind cel mai cunoscut de pe piață. Cu antiandrogenice este foarte indicat la pacientele tinere care nu își doresc în momentul respectiv o sarcină și nu este lipsit de importanță tratamentul cu stimulator de ovulație. Aici chiar am avut rezultate deosebite la paciente care nu aveau ovulație sau aveau ovulații spontane când și când și nu reușeau să obțină o sarcină normală. Dacă aș privi un pic în urmă, aș sfătui pacientele tinere care încep să aibă simptome de genul acesta să se prezinte devreme la medic, ori la medicul de familie, ori la ginecolog, ori la endocrinolog, pentru a rezolva problema din timp și pentru a avea o viață normală, atât din punct de vedere sexual, cât și o fertilitate, dacă e doar de această cauză, normală.